Mulțumesc foarte mult! Date de ultimă oră, acum doi bucureșteni care ieșiseră să-și plimbe animalele de companie au fost atacați pe stradă de un câine în sectorul 6 al capitalei. Polițiștii au chemat de urgență un echipaj de la ASPA, acolo, care a reușit în cele din urmă să prindă animalul. Radu Tiliță, colegul meu, vine cu toate informațiile. Radu, ce s-a întâmplat mai exact? Bună ziua, bun găsit tuturor! Totul s-a întâmplat pe bulevardul Ghencea, de o persoană au fost atacată de un câine care la prima vedere părea să fie un animal abandonat. Cei de la Poliția Română au sesizat echipajele ASPA, care au și reușit să-l captureze pe câinele agresiv. Urmează să se facă verificări. Până în acest moment știm faptul că acel câine, în urma verificărilor, s-a descoperit că are un stăpân. Este microcipat, iar în acest moment oamenii legii îl caută pe acesta. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă între 6 luni și 5 ani de închisoare, în funcție de ce s-a întâmplat cu acel câine, dacă era abandonat sau dacă acesta ar fi scăpat din curtea proprietarului din cauza neglijenței acestuia. Mulțumesc, Ra.